Salutare dragii mei youtuberi și bine ați revenit la un nou vlog, eu sunt Teddy și suntem încă o dată iar și din nou în parc la clasa automotive și ne-a fost pus la dispoziție astăzi un Opel Mokka, ca cafeaua. Bine, s-a făcut gluma asta de foarte multe ori, că domne ce e Mokka, ha, cafea, nu știu ce, nu mai fac și eu, au făcut-o băieții înainte. Pa! Și începem al treilea concurs de pe acest canal și avem aici un kit complet de siguranță cu triunghi reflectorizant, stingător, două veste și aici avem o trusă medicală. Dacă vrei să le câștigi, trebuie doar să dai subscribe la acest canal, like la acest video, comment, fără comment nu vom avea participant și un share. Câștigătorul va fi desemnat la începutul lunii septembrie. Premiile sunt puse la dispoziție de către asxauto.ro. Succes! Această mașină este din 2021 cu 25.000 de km la bord și se vinde cu un preț de 21.500 pe acolo. Este varianta GS, varianta mai de top așa de la Opel, care acum de fapt este PSA. Asta, mașina asta este full PSA, n-are treabă cu altceva. Și am mai făcut eu clipuri despre Opel sau cu mașini Opel și nu prea am fost așa un pic. Din ce cauză? Am fost obișnuiți cu stilul nemțesc, da? Pe mașinile Opel. Acum venind cei de la PSA Stellantis cu o altă abordare, probabil că mie mi s-a părut un pic, domne, stai puțin că aici plasticul ăsta la Opel era mai calitativ când făcea Opelul, nemția, când făcea nemția, știi? Mi s-a părut un pic ciudat. Dar până la urmă, ce, mașinile franțuzești nu rezistă în timp sau care e problema? Nu știu, cred că la mine a fost o problemă. Și astăzi vreau să vă prezint una dintre cele mai frumoase mașini de la Opel din punctul meu de vedere. Asta este, să o comentăm un pic și să-i facem costurile de întreținere, pentru că asta e important. Acolo cât de cât să știi cam unde se încadrează, da? Hai să-i facem costurile și după aia ne uităm imediat la ea. Opa e bomba, baterii bomba și avem următoarele prețuri, în cazul în care te o frumusețe din asta, da? Un Opel Mokka, motor de 1.2, costă 30 de căluți, ce vrei mă, da? Avem așa, benzină, da? Filtru ulei, MAN, 33 de lei, filtru MAN. Aer 108 lei, filtru habitaclu undeva la 100 de lei pe man, da? Distribuția pe INA 590 de lei, e acceptabil. Compresor AC, în cazul în care astea se mai strică, așa mai, da? Un compresor AC vreo 2100 de lei. Auci, ârși, da? Știi? Da. Aia e. Discurile față 270 de lei pe Texan, de exemplu. Plăcuțele față 300 de lei pe Texan. N-am mai scos pe spate, am uitat. Prețurile tot cam pe acolo sunt. O bieletă de direcție undeva la 165 de lei pe Metzger, o flanșă amortizor față undeva la 190 de lei, amortizoarele față variază cu prețul între 300 și 700 de lei, amortizoarele spate între 250 și 600 de lei. Bine, în 700-600, cum spuneam, alea sunt prețuri de OE. Ideea a fost că am zis pe iarle în șir pe toate, dă-le dracu, cam pe acolo, da? Eu zic un mediu să țin. 350-400 de lei pe acolo, stai bine, da? Și acum, în cazul în care nu vrei să-i faci casco la această mașină, aici avem un model GS-Line cu LED, da? Un far LED te costă 5650 de lei. E, te-ai na, hoța-i poța, dacă lovești, să te schimbi cu două mâini, că e belea mare. În cazul în care ai varianta cu halogene, te costă undeva la 3500 de lei farul. Deci, mare atenție, de asta insist la mașinile noi sau aproximativ noi, până în 5 ani, faceți-vă casco la ele. Nu trebuie să o bușești rău ca să dai o grămadă de bani pe fața acestei mașini. Bun, hai să ne uităm repede la ea, că e foarte frumos. Avem în față un SUV crossover, un SUV compact de clasă mică, da, un SUV de clasă mică. Mie mi se pare cel mai frumos SUV de la Opel. Așa mi se pare mie, nu mă luați la înjurături. Cum îți dai seama că e un GS-Line? Singura echipare care are sigla aceasta de culoare neagră este GS-Line. Așa îți dai seama, da? Imediat. Observăm faruri LED cu lumini de zi LED, tot ce înseamnă LED-ușcă. Am și pornit-o ca să vedeți, da, cum se vede așa. Avem și proiectoarele de ceață tot cu LED, bineînțeles nu sunt aprinse. Farurile de la grupul PSA mi s-au părut extraordinar de bune. Observăm, grila aici este plină, deci nu își trage aer pe aici, ea își trage aer prin zona aceasta. Observăm și radarul aici, plastic mat
negru mat aici, lucios, buza aceasta combinat lucios cu mat. Avem niște fante reale în zona asta, care ajută, bineînțeles, la coeficientul de aerodinamică și, bineînțeles, răcirea frânelor pe aici. Această platformă pe care s-a făcut mașina respectivă este o platformă modulară, adică se pot face diesel, benzină și electric pe această mașină. Se poate observa asta, ea s-a închis, ia uite, mamă, bă, și-a închis urechiușele. Se poate observa asta și după dita mai curate, alimentare cu combustibil. Bineînțeles, să intre și un încărcător de stație de încărcare. Ce mai observăm în față? Un bot tăiat așa, îmi place cum arată, tocmai asta zic, mi-a plăcut stilul ăsta de mașinuță. Și observăm pe capotă o dungă așa, ca și cum ar fi o, nu știu, un ghidaj, o săgeată, știi? Eu cred că te ajută la condus. În lateral avem o siluetă de SUV, bineînțeles, cu o dungă așa roșie, da? Plafonul, observați, de altă culoare, bineînțeles, fiind negru, nu poți să-ți pui, pe orice configurație de culori, nu poți să-ți pui acea dungă roșie. Avem semnalizări în oglindă, bineînțeles, negru lucios. Pe montantul C, aici avem tablă, dar se aseamănă foarte bine, da? E tot așa negru lucios cu eleronul și cu iar un totul ceva eleron, da? Totul este lucios aici. Arată extraordinar de bine. În spate la fel. Avem ledușcă frumos pe semnalizări, LED-uri pe stopuri, avem ochii de pisică, camera de marș arier care este aici, o vedeți, așa, un difuzor negru lucios combinat cu negru mat, senzorii de parcare, ceața care este așa ca la Ferrari, tati, al treilea stop pe frână, tot LED acolo sus. Hai să vedem, portbagajul deschis de aici de jos și ce mă deranjează este că nu sare, dacă îl ajuți un pic, el se duce, ia uite, trebuiau niște amortizoare un pic mai puternice și avem un spațiu, avem un spațiu. Na, acolo cât să fie, dedesubt, bineînțeles, kitul de pană și cam atât. Nu știu, lumina, uite aici o ledușcă, cârlige pentru chingile de ancorare pe aici și cam atât. N-ai alte chestii, alte briz-brizuri, da? Deasupra, aici avem plastic tare, mâneri de care să, da, să tragi, să închizi ușița. Aici sunt niște cauciucuri să te ajute să nu flencănă chestia asta de aici, da? Plancarda aceasta. Bun, hai să închidem. Ce frumos arată. Chiar îmi place, scrie Moca acolo, frumos. Bun. Să luăm că în spate n-avem keyless entry. În schimb, la ușile din față, la amândouă, avem, da? Deci am deschis-o din față și acum spatele. Să vedem. Tare peste tot. Observăm geamul electric, child lock-ul avem la butonaj, bineînțeles, sisteme ISOFIX, banchetele rabatabile, uite așa, și obții un spațiu mai mare de încărcare în cazul în care vrei să încarci câte ceva. La fel, banchetele ușor profilate, avem un semi-piele, să-i zic așa cum îi zicem noi românașii, semi-pele, așa. În spate avem două porturi USB, dacă observați acolo, avem niște buzunarele pentru acte și ia să stăm, cum spun de fiecare dată, mă repet, pitic lindic am loc, n-am niciun fel de problemă. Scaunul este regat pentru mine, 1,70 m, uitați unde vine, da? Fix la baza montantului din mijloc. Nu avem mânere, nu avem lustră în spate, nimic, luminițe, nimic. Nu ai de ce să te ții. Nu știu cât de mult m-ar deranja, să zic așa. Avem aici pe tetire ceva roșu, o chestie roșie, pentru a-ți lua ochii. Scaunele, observați că sunt de scobite, tocmai în ideea asta de a da ideea de spațiu în spate, cu siguranță, să ai loc la genunchi, da? Hai să mergem în față. În față se schimbă un pic treaba, de exemplu pe ușă avem aici tare, aici moale zona asta, aici un plastic care imită carbonul, da? Moale pe zona de aici, avem geamurile, oglinzile, blocare geamuri și un spațiu nu e foarte mare, dar îți intră o sticlă de 1,5 litri, să zicem așa, sunt avariile pornite și poate se aude tic 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 tic. În sfârșit, ia uite aici, cât de bine arată scaunele astea, deci avem gri cu negru,
cu roșu, cu sături roșii, cu sături gri, păi arată bine. Bineînțeles, este manual. Nu vorbim despre treaba asta că n-are niciun rost, da? Ok, este manual, dar arată foarte bine. Și credeți-mă că se simte și foarte bine pentru că m-am urcat în ea înainte. Blocul de lumini și luminozitatea o avem aici, luminozitatea din bord mă refer, și hai să urcăm la volan. Și iete, cam așa arată. Băi, arată foarte bine. Deci credeți-mă, mă simt extraordinar de bine în scaun, arată bine, am un view așa futurist și nou. Cei de la PSA, ce au făcut cu aceste mașini, le-au dat pur și simplu un refresh, un upgrade estetic foarte mișto. Calitatea materialului nu este ceea ce oferea Opel înainte. Să zici că treci peste acest impediment pentru că arată extraordinar de bine. Volan, pele frumos, coteșitura aici, da? Avem scobituri aici ca la sport, tati. Ia uite, aici ai pilot automat, limitator de viteză, în partea asta ai sursele de radio. Avem aici o tabletică cu instrumentarul de bord și dacă observați am putut să-mi pun și GPS acolo, da, navigația. Ai turometru, ia uite-l, în partea asta, stai așa. Bam, bam, da, kilometri pe oră, acolo roșu mic și în partea cealaltă, uite, ai indicator de apă și combustibil. În zona de aici, bineînțeles, o altă tabletică cu Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi, tot ce vrei tu. Ia uite, dai pe navigație aici, apeși pe navigație, hap, ți-a apărut navigația. Nu știu, setări, ai mai multe chestii. Bineînțeles, aici ai aplicațiile, aici mașinuța. În zona de jos, aici avem încărcător wireless, am uitat să zice, și zona de climatizare cu scaune încălzite, auto, da, tot ce vrei. Bun, încărcător wireless pentru telefon, priză de 12V aici mai jos, USB și ia uite aici pe consolă ce mai ai, start stop-ul, line assist, cred că e ăsta, și dezactivare senzor parcare. Aici ai celebrul schimbător de viteze din grupuri PSA care arată futurist așa și foarte bine din punctul meu de vedere, cu inscripțiile PRNDM și aici modurile de condus. Frână de mână electrică, aici două cup holdere, bineînțeles Piano Black, cu multe amprentuțe, da? O cotieră mai micuță în care poți să bagi niște chestii, bineînțeles, și lisantă. Pe bord sus, plastic tare și subțire, aici mai moale, bine. Pare avea o poșghiță așa, de o mini poșghiță de burete, imitația aceea de carbon, de fapt este un plastic cu siguranță, dungile acestea roșii, păi arată bine, negru lucios, da, arată foarte bine bordul. Aici avem un torpedo, bineînțeles, ia să-l deschidem, zici că gâdi-l motorul, să bai de cap, gâdi-l motorul pe acolo, schimb jiglerul, ce treabă. Așa, deasupra, candelabru frumos, da, aici ai marturii de centuri, avem oglindișcă, luminișcă cu LED, frumos, plafonul negru ca la BMW-urile alea, tati, aici la fel, luminișcă, oglindișcă, da, totul frumos. Avem aici oglinda retrovizoare, cred că aici au un senzor, probabil că este electrocromată, v-am zis, este o variantă mai echipată și are 130 de căluți. Hai să vedem cum se simt acești 130 de căluți. Aceasta este cheia de Opel, adică încuiat, descuiat și port bagaj. Keyless go, keyless entry, keyless de toate, ai aruncat-o aici, n-ai nicio treabă și dai drumul. Ce am uitat să zic? Ușile acoperă pragul, asta mi-a plăcut, dar am omis atunci să spun treaba asta. Și avem roți pe 17 cu anvelope înălțime de 60, 215 pe 60. Deci mă aștept să fie totuși confortabilă această moca. Se conduce, deci volanul simt extrem de ușor, mi se pare foarte asistată direcția. Nu am neapărat un feedback extraordinar de bun în direcție, dar fetelor cu siguranță o să le placă. Și am încărcat-o mai tare. Schimbă foarte frumos. Bă, că avem 90. Unde te duci, nebunule, că te ia miliția? Da, o mașină de oraș cu zvâc foarte bun. Deci, rămăsesem la ceva, am uitat, nu mai contează. M-a luat așa, m-a luat valul. Da, insonorizare, observ, bună, neașteptată bună, nu mă așteptam, nu știu, la viteze mai mari, la viteze de autostradă, dar prin oraș, deci acum, au doar un pic de zumzăit de motor,
și AC-ul, bineînțeles. O să trecem imediat și peste linie de tramvai să vedem acolo cum se comportă. Oglinzile. Nu ai o vizibilitate extraordinar de bună, dar ai asistență la unghiul mort. Foarte, foarte tare, deci n-au făcut ei cine știe ce oglinzi, dar au pus senzor acolo frumos, n-ai nicio problemă. Vizibilitate în oglinda din spate, destul de bunicică pentru clasa aceasta de mașină. Stâlpii, deci parbrizul nu vine peste tine, stâlpii sunt grosuți. Aici în zona de jos ai o porțiune destul de mare prin care n-ai cum să vezi, bineînțeles. Așa că trebuie să fii atent la trecerile de pieton. Aici zona asta de cotieră stau bine. În zona de ușă la fel stau bine. Am spațiu să mă mișc. În schimb la picioare nu prea e cine știe ce. Adică eu că sunt mai micuț, da, este acceptabil. Dar pentru o persoană mai corporată, să zici, nu foarte, să zici la 1,85 m, da, s-ar putea să aibă un pic de dificultate. Volanul se simte foarte bine în mână. Vă spuneam, piele, scobituri aici, teșit jos, nici mare, nici mic. Este ok, doar că v-am zis, nu am cine știe ce feedback în volan. Hai să vedem peste linie de tramvai și să vedem dacă este scumotoasă. Nu, se simte foarte bine, nu este scumotoasă înăuntru, nu aud sunet din ăla ciudat de amortizoare, de alea, este foarte ok. Și acum, de exemplu, ne prefacem așa că, domnule, ne grăbim un pic într-o intersecție ca să facem loc, da, după ce trec oamenii ăștia, să-i dăm așa un zvâc, să vedem cum se bagă ea în oraș, da? Uite, acum, hai! Bun! Bun, gata, ok, frumos, da, am înțeles, gata, gata, am depășit limita, știu, bineînțeles, să spune, domne, vezi că ai depășit limita, da? Are și din ăla, cum îi zice, dacă nu ești atent, nu te uiți ca bău în față, știi? Adică cum trebuie și te uiți pe pereți, spune, bă, fii atent, bă, de ăla ești cam obosit, mai trage pe dreapta. Eu ce frâne miștoare. Da, frânele se simt bine. Ai toată tehnologia pe ea, o mașină foarte arătoasă din punctul meu de vedere, confortabilă, din câte am observat, fâșneață prin oraș, 130 de căluți, este o mașină ușoară. Bineînțeles, nu ai foarte mult spațiu în ea. Asta ar fi, iar portbagajul e micuț. Eu zic pentru o familie la început, așa. Mai la început, când vor ei să facă niște drumuri, școlea, să mai duc ei la mănăstire, știi? De-astea. Eu văd foarte bună, de exemplu, și pentru ride sharing, că tot am vorbit foarte mult pe acest canal despre ride. Da, o văd ok. Ai spațiu în spate pentru pasager. În portbagaj poți să bagi un troller de acela mai mare de avion. Adică este ok. Și bineînțeles o văd și pentru flote, pentru flote de mașini, adică pentru agenți de vânzări, chestii de genul ăsta. Niște mașini arătoase, da? Nu te duci, să zici că nu știu, te duci cu Logan, nu, te duci cu Opel Mokka, știi? Adică dai și tu un pic așa, un pic de prestanță. Nu foarte mare, acolo un pic, știi? Așa că vă las pe voi în comentarii să-mi spuneți, domne, merită mașina asta, nu știu, 21.500 cu 25.000 de kilometri sau nu merită? Scrieți și voi acolo. Oricum aveți concursul, intrați în concurs, de exemplu. Bun, acesta a fost clipul cu Opel Mokka. Am uitat să vă zic, are pedale pe volan, pedale de schimba vitezele. Bun. Ne mulțumim celor de la Clasa Automotive că ne-au ajutat cu această mașină, dealerul care ne ajută cu aceste mașini la test. Mulțumim celor de la asxsauto.ro pentru costurile de întreținere și bineînțeles intrați pe site pe asxsauto.ro dacă doriți piese și accesorii auto și nu uitați de flotable.ro dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Cab, Splay și București. Eu vă mulțumesc, mă bucur de această mașinuță pentru că chiar este frumoasă și ne vedem data viitoare. Hai, pa, pa!